boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Done we now again. Treia zi de vlogmas, iar eu m-am așezat aici lângă prietenii mei pe care voi probabil nu-i vedeți foarte bine pe filmare. Sunt peste tot. În spate mi-am pus niște luminițe să fie totul cât mai frumos într-un vibe de Crăciun. Sunt primele și singurele de altfel decorațiuni pe care le-am pus anul acesta. De restul urmează să ne ocupăm imediat, dar rămâne să vorbim. Noi ne vedem abia acum la ora 6 și ceva pentru că încă nu sunt în vacanță și mi-am început ziua în cel mai minunat mod posibil. Am avut 3 laboratoare la fiziologie, biochimie, anatomie și un alt curs tot la fiziologie. În mod normal trebuia să stăm la ultimul curs, cel de anatomie, până la ora 5:30, dar ne-am întins foarte mult cu filmulețele. Anatomia de anul acesta este destul de grea. Studiem capul și gâtul, dar nu mai vreau să vorbesc despre facultate pentru că este vlogmasul. Mai înainte am postat un giveaway pe Instagram. În cazul în care sunteți interesați, interesate, puteți să intrați să vedeți despre ce este vorba. Pe la 7 fără un sfert trebuie să intre și al doilea vlogmas pe care l-am filmat ieri. Sper să vă placă. Am fost în căutare de calendar advent, cel de la Balea, nu mai are rost să deschid și aici subiectul și nu l-am găsit niciunde. Astăzi, bineînțeles că nu am mai fost niciunde, așa că cel mai probabil anul acesta de vlogmas nu vom avea calendar advent. Sinceră să fiu, nici măcar n-am știut la ce mă înham în momentul în care am zis că fac vlogmas și probabil nu este foarte bine structurat. Dar, după cum ziceam, sper din suflet să mă înțelegeți și să vă placă ceea ce vă pregătesc pe parcursul acestor zile. Acum vreau să punem brădulețul. Nu am cumpărat pentru că noi avem un brad artificial de vreo 2-3 ani și este, cred că, în pod, împreună cu celelalte decorațiuni. Cred că am să-l rog pe tata să vină să mă ajute să îl cobor de acolo. Și nu vreau să-i pun beteală, aș vrea să fie într-o singură culoare, maxim două, încă nu știu exact, m-am uitat pe Pinterest la câteva poze să-mi iau așa puțină inspirație. Cred că, da, globulețe, fundițe, ceva, vedem ce și cum și instalație. Încă nu am apucat să merg prin alte magazine gen Kik, Pepco, Jumbo sau Jumbo, depinde cum vreți să-i spuneți, să văd ce mai găsesc, pentru că nici nu am avut când. Miercurea este cea mai obositoare zi din, am vrut să zic zi din an, dar zi din săptămână, cea mai obositoare, solicitantă și la sfârșitul zilei, singurul lucru pe care mi-l doresc este să mă pun în pat și să dorm. Dar nu se poate acest lucru pentru că este vlogmasul și chiar sunt foarte fericită, sper să vă transmit și vouă această stare și sper că se vede. Pe lângă faptul că sunt puțin obosită și roșie, cum am stat toată ziua în fața laptopului, nu este nicio problemă, trecem peste. Trebuie să vin acum voia bună odată cu împodobirea, prima parte a împodobirii bradului și să văd ce mai reușesc să fac pe aici prin casă, pentru că pe asta vreau să mă axez astăzi. Dacă tot nu am reușit să filmez până acum, măcar de acum încolo să filmez câte ceva și să aduc în prim plan această minunată sărbătoare și atmosfera de Crăciun. Știți că am avut eu o perioadă în care m-am uitat non-stop la filme de Crăciun. Ei bine, în ultimele zile nu am mai făcut acest lucru, așa că în această seară este foarte probabil să se întâmple cum am făcut ultima dată, mi-aprind o lumânare. Aș vrea să-mi pun beculețe, o instalație și pe partea aceea de sus de la perdea. Asta am făcut în fiecare an. De obicei o lăsam acolo și pe timpul și în restul anului, dar nu știu de ce am dat-o jos. De fapt, mi-e destul de greu în momentul în care vreau să spăl perdeaua, să tot am grijă să nu agăț de luminițe și eu mai știu ce. Dar anul acesta avem posibilitatea să împodobim și să facem toate aceste activități foarte drăguțe care țin de Crăciun împreună. Și chiar mă bucur din suflet că am acceptat provocarea, să-i zic așa, de a face vlogmas și de a vă arăta și vouă cum ar arăta un Crăciun din viața mea. Chiar dacă suntem într-o perioadă care nu este cea mai bună de până acum, ne adaptăm și încercăm să
fim cât mai pozitiv și să trecem peste. Mă bucur din suflet totuși că până în momentul de față nu ne-au închis și încă mai putem să ne bucurăm în mare parte de toată această sărbătoare, să mergem prin magazine, să vedem decorațiuni, sper să aprindă și luminițele. Am fost așa tristă zilele trecute pentru că am aflat că anul acesta nu se mai ține târgul de Crăciun din Timișoara. Chiar ieri mă și gândeam, în fiecare an de 1 decembrie noi avem spectacole. Ba, avem tot felul de defilări împreună cu militari, jandarmi, tot felul de mașini pe care le scot în această perioadă la defilare. Ba, avem spectacole în centru. Uite, dacă cumva găsesc niște imagini sau niște filmulețe din anii trecuți în care am avut spectacole, am cântat, am dansat, vă și atașez aici. Și anul trecut au fost atât de mulți oameni și nici nu știu cum să vă explic acest sentiment. Este tare plăcut să știi că ești acolo pe scenă și sunt mulți oameni care te ascultă și te apreciază. Bine, încerc acum să termin cu toată vorbăria și să ne apucăm de treabă. Prima dată m-am gândit să pun bradul în această parte de hol, dar asta ar însemna că de fiecare dată când aș vrea să intru în această cameră, ar trebui să fiu atentă la el, să nu-l dărâm și cu siguranță nu îmi doresc acest lucru. Aici puteți observa și câteva tablouri pe care le-am primit de ziua mea. Deci acest portret, sau nici nu știu cum să-i spun, cu sclipici, este printre preferatele mele. Stați puțin să-l și vedeți. Vă las și poza originală de pe care s-a inspirat fata. A, uitați că am și aici un îngeraș care ne duce cumva cu gândul la Crăciun. Mai am și pe întrerupătoarele de la becuri, ba îngeraș, ba niște ren, cred, dar vă arăt imediat. Și dacă tot am ajuns în această zonă și am dat de lumânarea de pe gate, nu v-am mai spus de acest site, poate într-o zi vă povestesc mai multe. Este un fel de site pe care găsiți tot felul de accesorii pentru casă, haine și multe, multe lucruri foarte faine și ieftine. Miroase atât de bine și abia aștept să o aprind. A costat, cred că, în jur de 20 de lei. Stați să vedem dacă nu scrie pe spate. Nu scrie doar euro. 5,98 euro, aproape 6 euro, dar tot pe acolo e. Da, păi ăștia cred că sunt împreună, așa ar trebui. Da. Și celălalt asta nu știu ce vârful și ăla-i vârful. Da, ăla-i vârful și astea sunt celelalte bucăți. Ăsta cred că e suportul de la el. Vai, ăsta-i suportul de la el. Cum arată de atâția ani. Eu cred că doar 2-3 ani de când l-am luat, ceva de genul. Dacă m-am stat prin pod. Bun, și acum să vedem exact ce avem aici pe lângă o plasă de profi, cutii cu tot felul de mesaje, mă rog, CDF, nici nu știu ce scrie. Am scos afară tot, am scuturat, am șters praful și să deschidem cutiuțele magice. Sunt multe globuri, foarte multe. Aici avem o coroniță, ceva tot așa cu zăpadă, scrie Merry Christmas, tot puțin și invers. Din câte mi-aduc eu aminte din anii trecuți, ar fi trebuit să aibă în mijloc un Moș Crăciun. Dar a plecat, nu știm exact unde. Stați că l-am găsit aici. Nu, e din această decorațiune. Un clopoțel, cred. Da, se pune pe ușă. Băi, clopoței chiar. Mai mulți clopoței, acum i-am văzut. Un Moș Crăciun, după cum ziceam. Globuri de toate felurile, în special cu aceste culori minunate, roșu și auriu. Auriu, da, mă gândeam acum care este auriu, care este argintiu. Încă am o problemă, trebuie mereu să stau să mă gândesc. Și unghiile mele cu sclipici se potrivesc mai bine cu globurile. Așa că da, avem globuri multe cu sclipici, globuri normale, lucioase. Ar trebui și pe ele să le iau în parte, să le șterg de praf, dar ar dura de fapt destul de mult. Mai avem aici un alt clopot, pentru că nu pot să-i zic clopoțel la cât de mare este, și cu ceva floricele, steluțe, un brăduleț. Mai avem niște zorzoane, mărgeluțe, instalații, cea galbenă și cea roșie, opa, care este chiar aici. Gălăgie, un vârf de brad,
care cel mai probabil nu va fi deloc folositor anul acesta. Niște stickere pentru geam, ușă, sunt mai multe, cred că sunt vreo 3, cu Moș Crăciun. Și acesta este cu o ghetuță, fundiță, niște cadouri pe aici, cățuțe. Acestea ce vor să fie? Sper că nu lipsește nimic din el. Se atârnă oricum așa în brad, e ca un fel de colivie. Stai mai aici să te filmez, nu vrea să stea. Da, e ca un fel de colivie, nu are nimic înăuntru. Și da, sper că nu lipsește nimic. Mai avem o steluță. Asta îmi place. Îmi place chiar foarte mult. E tot așa sclipicioasă și nu știu cum se vede în filmare, dar bate și spre argintiu și spre auriu. Poate o păstrez anul acesta pentru brăduleț. Mai avem un șirac de bombonele. Clopoței din nou. Doamne, câți clopoței sunt aici. Focus, ești aici, da, bine, ești cu noi. Și niște chestiuțe roșii. Ursuleț. Doi chiar. Merry Christmas. Și au un lănțișor la gât așa șmecher cu auriu și o pietricică roșie. Da, și așa mai departe. Nu stau acum să vi le arăt pe fiecare în parte. Și ar trebui să trecem la cealaltă cutie, dar eu le-am pus pe toate claie peste grămadă. Nu am pierdut oricum absolut nimic, pentru că și în această cutie sunt tot globuri. La fel, vicioase, cu sclipici, mate. Cred că pe filmare se văd la fel, datorită blitzului de la telefon. Și cam atât, mai avem ceva? Niște păcute. Da, cred că au fost toate în set. A, uite, am găsit și eu Acadia, o bombonică. Am găsit și o inimioară. Foarte drăguță este. Acum când mă uit peste aceste globuri, parcă îmi pare rău că nu pot să le folosesc. Gata de tot. În seara aceasta nu știu dacă termin cu tot împodobitul bradului, pentru că, cred că acum o vedeți, la voi poate a apărut în momentul în care se editez, cu siguranță va părea că am făcut tot acest proces în câteva secunde, minute, dar nu e așa. Dar în funcție de cum voi termina, și în funcție de cât va fi ora, vedem ce mai face. Poate azi doar îl asamblez și după voi pune câteva decorațiuni prin cameră, pe hol, oricum vedem. Repede, dar acum vă dați seama, când filmez e cu totul și cu totul altceva. Nu știu de ce, dar de fiecare dată când fac un lucru și sunt foarte concentrată, nu pot să vorbesc, nu pot să țin un discurs, un dialog, ceva. Cred că ați observat acest lucru și în
episodul 2 din vlogmasul acesta, în timp ce mă machiam, mai mult vorbeam și făceam același lucru în continuu, dacă se nimerea să vorbesc, în același timp ce îmi aplicam un fals sau nu mai știu ce. Bineînțeles că mai trebuie să-l aranjez, să mă uit pe ansamblu cum arată, nu am văzut nimic, pentru că este telefonul acolo întors cu camera din față, deci nu aveam cum să văd. Este destul de mare, cred că are 1,80, parcă așa am văzut pe cutie. Eu am 1,70 și după cum se vede e cu mult mai mare decât mine. Și în seara aceasta cred că voi pune instalația. Cât despre globul, nu știu sigur, pentru că m-am repetat de foarte multe ori, dar totuși aș vrea să îl fac cu globuri albe și eventual mai alte decorațiuni cu argintiu, auriu, nu știu sigur. Deși eu aici am doar globuri roșii și aurii. Acum, ori îl fac pe acesta așa, cu globurile pe care le am în momentul de față și îl vom face pe cel de la casa cealaltă cu alb, ori aștept momentan îl las așa să văd ce decorațiuni și globuri aș putea să găsesc încât să se încadreze în tema pe care aș vrea-o eu. Văd că se cam mișcă puțin, cred că trebuie să-i pun ceva jos la suport, nu înțeleg exact de ce. Chiar ziceam anul trecut că mi se pare că am luat cel mai stabil brad din tot magazinul, dar între timp s-a întâmplat acest lucru. Acum urmează o altă parte foarte interesantă, trebuie să-mi caut luminițele. Aici am niște instalații foarte vechi, după cum se poate observa. Cred că sunt și defecte de câțiva ani. Iar în partea aceasta doar aurii și roșii. Doamne, deci cred că de atâtea ori am spus culorile acestea încât vă veți sătura să le auziți în continuu. Încă nu știu unde le-am pus pe cele de anul trecut. Am avut, cred că v-am și spus la începutul vlogului, pe perdea cumva acolo sus și erau în temă, așa cumva cu lumină rece, albă. Le-am căutat jumătate de oră. Am trecut de vreo 3-4 ori pe lângă ele și tot nu le-am văzut. Erau puse într-o cutie. Anul trecut când le-am pus am zis că da, trebuie să țin minte și nu mai stau să le caut. E bine, nu a fost deloc așa, dar contează acum că le-am găsit și putem să le punem pe brăduleț. World went through that race and makes the nations prove the glories of it. Avem aici un ursuleț, sper că vrea să-i dea focus, dar uitați-l, pe care scrie Merry Christmas și este alb și cu argintiu. Și mai aici un globuleț. Este tot așa alb, cu o fundiță roșie, niște cizmulițe de Moș Nicolae. Chiar mai puțin și vine Moș Nicolae. Deci, ursuleții ăștia, pe cât sunt de frumoși, pe atât de greu se pun, este foarte tare acest material din care e făcut bradul. Are o prinzătoare foarte mică, ursulețul, și abia îl pun, efectiv. Trebuie să îndoi cumva fâșiile ca să pot să îl prind. Ăsta de sus nici nu știu dacă stă. L-am pus doar așa pe câteva și cred că dacă cumva din greșeală îl ating, e foarte posibil să cadă. Și uitați cum se prezintă brădulețul meu în momentul de față. În primul rând trebuie să-mi iau neapărat instalație. Am două nuanțe diferite, mai exact jos lumină caldă și pe la mijloc lumină rece, să nu mai zic că nu mi-a ajuns și sus nu am deloc. Mâine vedem exact pe ce culoare ne vom axa, adică lumină rece, lumină caldă.
și pe aici. Sper să vedeți bine, am stins becul ca să se vadă la adevărata lui valoare. Am pus niște globulețe, cele cu șosetuțe de Moș Nicolae, cum mi-am spus mai înainte, și acești ursuleți. Stați puțin să dau un focus. Vrei să dai? Uite că vrea. Cu Merry Christmas. Cred că sunt făcuți din polistiren și pe deasupra niște chestii foarte strălucitoare și unghiile mele. Nu v-am luat cu mine în momentul în care le-am făcut. Sper că se văd foarte bine. Sunt toate sclipicioase, albastre. Încă nu vine să cred că le-am făcut așa. Eu care le fac de fiecare dată roz, nude, dar să știți că îmi plac atât de mult și cumva parcă se potrivesc cu brăduțul meu. Clopoței, clopoței, vesel clopoței. Nu știu dacă era așa melodia, dar noi avem aici un mare clopot cu un îngeraș care suflă într-o trompetă. Am adaptat-o până la urmă. Am încercat să vă cânt așa ceva pe ritmul lui, dar nu vrea să mă asculte și se aude cam așa. Niciun ritm. Am comandat în urmă cu ceva timp această instalație de pe AliExpress, care este foarte lungă și mi-a ajuns să o pun de jur împrejur pe dulap. A venit târziu, dar la momentul potrivit până la urmă. Păcat că telefonul nu prinde realitatea și nu se văd atât de frumos, dar vă spun sincer că îmi place tare mult ce a ieșit și în loc să pun, se vede în oglindă, pe partea de sus, unde este perdeaua, am ales să o pun pe dulap. Acum să văd când trebuie să deschid ușile, pentru că ele se deschid așa. Sper să nu afecteze prea mult luminițele mele instalația, care arată foarte fain. Mai ales când este stins becul. Așa, dacă dau luminozitatea mai mică, parcă se vede mai bine. Îmi plac atât de mult aceste instalații care funcționează pe bază de baterii. Nu mai trebuie să le bagi în priză, să ai peste tot prin casă fire atârnate și în cazul în care nu ajunge la priză, să mai trebuiască să pui și prelungitoare. Așa că la mine s-au întâlnit la fix. Este exact lungimea potrivită pentru ceea ce am vrut să fac eu aici. Normal că nu se putea să facem încheierea acestui episod de Vlogmas într-un alt loc și nu aici cu minunăția aceasta, care nu este gata nici măcar pe jumătate și cel mai probabil va fi schimbat complet zilele următoare. Sper că mă vedeți cât de cât, nu avem o lumină tocmai favorabilă, este doar de la bec și din spate, dar am vrut să las așa să se vadă mai mult instalația. Până la urmă contează să mă auziți. Eu vreau să mă opresc cu decoratul brădulețului, cu decoratul casei aici. Mâine când mergem la Jumbo, Pepco și alte magazine, în cazul în care găsesc decorațiuni, aranjamente care îmi plac, le voi schimba în funcție de caz. Mai înainte căutam ceva și bineînțeles că am dat peste altceva, așa se întâmplă mereu. Am găsit aceste stickere pe care le-am luat în urmă cu un an sau doi, cred că din Jumbo, dacă nu mă înșel. Și aș vrea să le pun, cred că mâine, pe geam, pe ușă. Le găsesc eu un loc. Am mai găsit această căsuță, care era pe măsuță și probabil ați și văzut-o. E cu un Moș Crăciun, un brăduleț, așa de sărbătoare. Nu știu ce însemnătate are Crăciunul pentru voi, dar pentru mine este cu siguranță sărbătoarea mea preferată și cea mai așteptată din tot acest an.
Mă simt foarte bine, sunt în special toți cei dragi alături de mine și acest lucru nu poate decât să mă bucure foarte mult. Îmi plac și colindele, în mod special, abia aștept să intru pe YouTube și să văd ce au mai pregătit artiștii pentru noi în acest an. Sper că și pentru voi e la fel. Am mai găsit și foarte multe globulețe de genul cu zăpadă. Avem aici în mijloc un om de zăpadă. Niște cadouri, tot așa brăduleți împodobiți. Și văd aici că este tot din Jumbo. Țin minte când am luat aceste globulețe, pentru că am luat mai multe în acea perioadă și au costat undeva la 4 lei, 5 lei, nu sunt foarte scumpe. Sunt tare, tare curioasă ce decorațiuni au pregătit anul acesta cei de la Jumbo. Și nu numai, mâine dacă am ocazia aș vrea să merg prin mai multe magazine, mai ales că este o zi mult mai ok în comparație cu cea de astăzi și aici mă refer la facultate, am mai puține cursuri și LP-uri, ce or fi ele. Vreau acum să mă tur pe jos, să aspir mai bine spus, pentru că trebuie neapărat și covorul. E plin de resturi de la brăduți, decorațiuni ce au mai rămas prin el de anul trecut, au căzut pe jos și pe parchet, să mut canapeaua puțin mai încoace și cam atât pentru această seară. Așa că noi ne revedem, sper eu, mâine cu un alt episod de vlog.